O septuagenară a fost găsită de vecini fără suflare în fața blocului unde locuia. Aceasta era acoperită cu mai multe covoare pe care femeia l-a pus la uscat. Din păcate, aceasta nu a mai reușit să le ducă înapoi în casă și a sfârșit sub greutatea covoarelor. Serviciul nostru a fost solicitat să intervină la un caz de niște vecini în municipiul Galați, unde în fața unui bloc o bătrână a fost găsită aparent fără suflare. La sosirea la fața locului, echipajul nostru a constatat că era vorba de o femeie de 73 de ani, locatară la blocul respectiv la parter, care a fost găsită în spațiu verde din fața blocului, decedată, cu rigiditate cadaverică completă. Deci asta a arătat că decesul survenise cu mai mult de 6 ore în urmă și era acoperită cu niște covorașe. După ce au constatat decesul și au verificat că nu există leziuni de violență externă, a fost anunțată poliția pentru a face investigații și a stabili circumstanțele și cauza exactă a decesului.